Am ajuns din nou la Yangon, aici în parc, lângă Sulat Pagoda, care se vede acolo. În spate avem și o biserică creștină, iar în spatele meu exact aici este o fântână arteziană care acum profit de faptul că s-a oprit și pot vorbi. Încă de aseară de pe autocar am văzut în mass media și pe internet automat tot ce se întâmplă în țară. Toate mișcările de protest, toate mișcările politicienilor. Și azi n-am avut absolut niciun chef de nimic. Am mers până în piață lângă, am mâncat ceva, dar nu e deloc ok. Adică acum mi-aș fi dorit să mă pot teleporta acasă, pentru că oricum mai am de stat vreo două zile să văd exact ce se întâmple. Dar treaba asta care se întâmplă în țară, în România, e ceva care n-are nicio legătură cu democrația, cu libertatea, cu... Oricum, ideea că îngustează atât de mult principiul ăsta al democrației și face pe unii mai puternici, pe alții mai slab, încât simți acea revoltă interioară care trebuie să izbucnească. Sper ca în zilele următoare, cel puțin până ajung eu, să se mai domolească lucrurile, că oricum e destul de multă lume răzvrătită, dar dacă o să vin și eu în țară, evident și eu o să fac același lucru, o să ies în stradă cum vă doresc și voi o să faceți sau să simțiți chestia asta, nevoia de a face un lucru. Cam atât de astăzi, da? Mai vedem, poate mâine, dacă văd că evoluează lucrurile în seara asta mai și la mișcarea de protest care se anunță, poate să am chef să mă mai plimb un pic cu trenul pe aici prin Yangon, pe la piețe, pe în jur. Altfel, abia aștept să ajung acasă. Cam asta, ăsta e sentimentul în momentul ăsta, pentru că nu e ok. Nu e deloc ok ce se întâmplă. Hai, somn ușor și uniți salvăm România, da? Vă rog frumos, ieșiți în stradă și faceți treabă. Până vin și eu. Hai, pa!